Astăzi, la închiderea pieței, am observat că s-au tranzacționat două blocuri mari de acțiuni pe NIO, fiecare în mărime de 16.643.565 de bucăți și care s-au tranzacționat la prețul de 46 de dolari bucata. Aceste tranzacții s-au făcut pe dark pool-uri și nu au fost vizibile decât la închiderea pieței. Probabil mâine, dacă prețul va trece de 46,50, s-ar putea să crească și înspre 47 sau chiar mai mult. Ce este un dark pool? Un dark pool este un forum financiar organizat privat sau un exchange pentru tranzacționarea valorilor mobiliare. Dark pool-urile permit investitorilor instituționali să tranzacționeze fără expunere până după executarea și raportarea tranzacției. Dark pool-urile sunt un tip de sistem alternativ de tranzacționare care oferă anumitor investitori posibilitatea de a plasa comenzi mari și de a efectua tranzacții fără a-și dezvălui intențiile în timpul căutării unui cumpărător sau vânzător. Cum să înțelegem dark pool-urile? Acestea au apărut în anii 1980, când SECU a permis brokerilor să tranzacționeze blocuri mari de acțiuni. Tranzacționarea electronică și o hotărâre SEC din 2007, care a fost concepută pentru a crește concurența și a reduce costurile de tranzacționare, au stimulat o creștere a numărului de dark pool-uri. Dark pool-urile pot percepe taxe mai mici decât exchange-urile, deoarece acestea sunt găzduite într-o firmă mare și nu neapărat într-o bancă. Dark pool-urile au fost inițial utilizate în cea mai mare parte de investitori instituționali pentru tranzacțiile de blocuri care implică un număr mare de acțiuni. Cu toate acestea, dark pool-urile nu mai sunt utilizate doar pentru comenzi mari. Un studiu realizat de Celent a constatat că, ca urmare a transferului comenzilor de bloc în dark pool-uri, dimensiunea medie a comenzilor a scăzut de la 430 de acțiuni în 2009 la aproximativ 200 de acțiuni în 2013. Avantajul principal al tranzacționării în dark pool este că investitorii instituționali care efectuează tranzacții mari pot face acest lucru fără expunere, în timp ce găsesc cumpărători și vânzători. Acest lucru previne devalorizarea puternică a prețului care s-ar produce altfel. Dacă ar fi știut public, de exemplu, că o bancă de investiții încearcă să vândă 500.000 de acțiuni ale unui titlu, acest titlu ar fi scăzut cu siguranță ca valoare până când banca ar fi găsit cumpărători pentru toate acțiunile lor. Devalorizarea a devenit astfel un risc din ce în ce mai probabil, iar platformele electronice de tranzacționare fac ca prețurile să răspundă mult mai rapid la presiunile pieței. Cu toate acestea, dacă noile date sunt raportate numai după ce tranzacția a fost efectuată, știrile au un impact mult mai mic asupra pieței. Dark pool-urile și tranzacționarea de înaltă frecvență. Odată cu apariția supercomputerelor capabile să execuție programe bazate pe algoritmi în doar câteva milisecunde, tranzacționarea de înaltă frecvență, HFT, în engleză High Frequency Trading, a ajuns să domine volumul de tranzacționare zilnic. Tehnologia HFT permite traderilor instituționali să-și execute ordinele de blocuri de acțiuni multimilionare înaintea altor investitori, valorificând creșteri fracționale sau descreșteri ale prețurilor acțiunilor. Atunci când ordinele ulterioare sunt executate, profiturile sunt obținute instant de comercianții HFT care apoi își închid pozițiile. Această formă de piraterie ilegală poate apărea de zeci de ori pe zi, obținând câștiguri uriașe pentru comercianții HFT. În cele din urmă, HFT a devenit atât de omniprezent încât a devenit din ce în ce mai dificil să execute tranzacții mari printr-un singur exchange. Deoarece ordinele mari HFT trebuiau răspândite între mai multe exchange-uri, aceasta a alertat concurenții care tranzacționau, care puteau apoi să treacă în fața comenzii și să preia inventarul acțiunilor, crescând astfel prețurile acțiunilor. Toate acestea
au loc în câteva milisecunde de la plasarea comenzii inițiale. Pentru a evita transparența schimburilor publice, adică în exchange-urile clasice, și pentru a asigura lichiditatea pentru tranzacțiile mari în blocuri, mai multe dintre băncile de investiții au înființat burse private care au ajuns să fie cunoscute sub numele de fonduri întunecate, adică dark pool-uri. Pentru comercianții cu comenzi mari care nu sunt în măsură să le plaseze în bursele publice sau doresc să evite telegrafierea intenției lor, dark pool-urile oferă unei piețe de cumpărători și vânzători lichiditatea pentru a executa tranzacția. În 2016, în Statele Unite funcționau peste 50 de dark pool-uri administrate în principal de bănci de investiții. Critici ale dark pool-urilor. Deși considerate legale, dark pool-urile sunt capabile să funcționeze cu puțină transparență. Cei care au denunțat HFT-ul ca fiind un avantaj nedrept față de alți investitori au condamnat și lipsa de transparență în dark pool-uri care pot ascunde conflicte de interese. SEC-ul și-a intensificat controlul asupra dark pool-urilor în legătură cu plângerile privind funcționarea frontală ilegală, care apare atunci când comercianții instituționali își plasează comanda în fața comenzii unui client pentru a valorifica creșterea prețurilor acțiunilor. Susținătorii dark pool-urilor insistă totuși că oferă lichidități esențiale, permițând piețelor să funcționeze mai eficient. În concluzie, dark pool-urile sunt și rămân o componentă destul de importantă a pieței și din ce în ce mai mulți trader încep să urmărească activitatea din dark pool-uri pentru că o parte din softurile mai avansate de tranzacționare afișează la închiderea bursei toate tranzacțiile care s-au făcut în ziua respectivă pe dark pool-uri.